Ne întoarcem la meciurile pe reguli de K1 la Urban Legend Frontline, a 8-a ediție acestei promoții. Prima care se desfășoară. Suntem în direct cu Urban Legend 8, suntem în Constanța, acolo unde promotorul local Mihai Sop propune trei meciuri interesante pe finalul acestei gale pe regulile de K1. Este vorba despre lupta între Vasilea Mariței și Umberto Luci din Italia, după care Radu Meleteanu va da piept cu Daniel Scripcaru și un meci inedit la final pe reguli Open, K1 Open. Florin Lupu, un sportiv de 65 de kg împotriva lui Iusuf Gungureni, un sportiv de aproximativ 150 de kg. Militarii CFM și Intersat. Sunt convins că așteptați din nou luptele și mergem la categoria 90 de kg. În colțul albastru de la Scorpion Hârlău, pregătit de Mihai Vornicu, Vasile Amariței. Iată-l pe Vasile Amariței, luptător de la Scorpions Hârlău, un luptător interesant, antrenat de Mihai Vornicu, un sportiv cu câteva meciuri spectaculoase în acest an, un luptător care a avut meciuri în mai multe gale importante din România, meciuri în care a și câștigat, a și pierdut, dar este un sportiv tânăr care va urca ușor, ușor. E un sportiv și de categorie bună, 90 de kilograme, se caută grei în ultima perioadă. Altul de în colț și fratele său, Alexandru Amariței, sportiv care a luptat ceva mai devreme și a câștigat în undercardul acestei gale. În colțul roșu, de la Team Luci King Boxing Italia, Umberto Luci. Iată și un luptător italian în această seară, Umberto Luci, luptător care provine de la clubul Team Luci Kickboxing. Meciul se desfășoară pe durata 3 reprize de câte 3 minute, arbitru în ring, Vali Ariton. Din nou, reguli stand-up, reguli K1, 3 reprize câte 3 minute fiecare pentru acest meci între Vasile Amariței, sportivul cu short negru și fosforescent. Adversarul său cu acel short negru și roșu, italianul Umberto Luci. Acum nu știu ce a înțeles Umberto Luci, după indicațiile în limba română, luptătorul italian iese în atac acum. Oh, ce stângă încasează de la Amariței și low kick-ul lui Amariței. O lovitură cu brațul drept foarte bun în genunchi la corpul lui Amariței. Directă de stânga acum pentru Vasile Amariței, un sportiv cu o tehnică foarte bună, Vasile Amariței, un sportiv talentat de mare viitor. Stânga la corp, stânga la figură, genunchia lui Amariței care încasează pe contra un croșeu de la adversarul său. S-a avântat Amariței, s-a dus peste adversar, din nou câteva lovituri puternice trimise de luptătorul din Hârlău. Low kick ratat de italian. Low kick pentru Amariței, directă de stânga, dreapta la corp. Încă o dreaptă pentru Amariței, acum lovitură, low kick pe interior pentru Amariței, două lovituri de braț. Croșeu de stânga, a încărcat bine lovitura, dar a blocat italianul. High kick, încă o dată blocat Amariței. Gardă destul de bună până în aceste momente pentru sportivul din Italia. Umberto Luci iese acum la atac. Stânga la corp, stânga la cap pentru Umberto Luci.
două directe, încearcă la corp italianul. Amaniță este foarte bine pe sub brațele adversarului. Bună această lovitură de genul la corp. Două croșee cu brațul stâng pentru italian. A avut și un low kick genul la corp pentru Amariței. A făcut priză cu ambele brațe și a și tras de cap Amariței. Low kick pentru Amariței. Din nou schimburi de lovituri între cei doi și continuă cu genunchiul Amariței. Încearcă la corpul adversarului Sportivul Moldovean. Genunchiul lui Amariței. Directă, croșeu de dreapta pentru Amariței. Încă o dată croșeu de dreapta. Luat în brațe acum de adversarul său. Da, cred că a lovit din nou Amariței involuntar cu capul. Directă de stânga, croșeu de stânga pentru Amariței. Uppercutul lui Amariței, genunchi acum. Încă o dată genunchi lui Amariței. Bună stânga trimisă de Amariței. Încă o dată croșeu de stânga lui Vasile Amariței. High kick blocat de adversarul său. Foarte multe lovituri s-au dus în garda lui Umberto Lucci. Bună dreapta și croșeu de stânga pentru Amariței. Bună! Încă o dată luptă cu brațul stâng pentru Amariței. Meci destul de greu pentru Amariței împotriva acestui sportiv din Italia, un luptător experimentat, Umberto Lucci. A încercat un genunchi Amariței la figura adversarului. Este final de primă repriză și l-am văzut pe italian arătându-i sportivului, arbitrului, că sportivul din colțul opus, Vasile Amariței, ar fi lovit foarte, foarte des cu capul. Clar, involuntar acest lucru. Este și o discuție pe margine. Unul dintre judecători i-a spus arbitrului din ring că moldoveanul l-a lovit foarte des și a luptat cu capul înainte și a lovit involuntar, e clar, cu capul, dar trebuie să țină bărbia sus Amariței în timp ce luptă ca să nu mai lovească cu capul. Ce pe repriza a doua. Low kick-ul lui Amariței. Croșeu de stânga acum pentru Amariței. Încă o dreaptă. Intervine arbitru. Da, lovește din nou cu capul Amariței. Este a treia oară când mi se atrage atenția și cred că ar trebui minus un punct pentru Amariței. Cât de curând dacă lovește încă o dată cu capul. Păstrează distanța cei doi, încarcă o lovitură de picior Amariței, încearcă și această descendentă cu piciorul din față. Croșeu de stânga. Luat în brațe acum Amariței de adversarul său. Genunchi bun, excelentă lovitura și are probleme Umberto Lucci. Cred că arbitru a trebuit să intervină. Nu, Umberto Lucci rezistă. S-a apărat italianul. N-a reușit Amariței să îi administreze o numărătoare adversarului său. Încearcă cu brațul din față să țină la distanță. Din nou cu capul înainte Amariței, genunchi. Low kick-ul italianului. Low kick-ul lui Amariței. Croșeu de dreapta. Mai împinge. Luptă! Directă de stânga pentru Amariței prin garda adversarului. Stă la jumătatea reprizei a doua. Italianul așteaptă pe Amariței și reușește această lovitură mediană de picior. Low kick. Încă o dată low kick pentru italian. High kick. Răspunde și Amariței tot cu lovitură înaltă de picior. Genunchi bun din săritură pentru Amariței. Mid kick. Luptă! E ultima oară când te avertizez. Nu mai lovi cu capul. Luptă! Ultimul avertisment pentru Amariței să nu mai lovească cu capul. Este și luptătorul cu gardă.
normală. Umberto Lucci este luptător de gardă inversă. Are alunge superioară a măriței și totuși lovește foarte des cu capul. Bun genunchiul la corp. Ar fi păcat pentru Amăriței să fie depunctat. Este sportivul care se află în atac, se află în avantaj. Are momentul mai bun față de adversarul său. Bună dreapta și stânga pentru Vasile Amăriței. High kick acum. Mid kick pentru Amăriței. Directă de stânga prin garda adversarului. Ultimele secunde în această repriză a doua. Da, este final de repriza a doua între Umberto Lucci, Italia, și Vasile Amăriței din România. Două reprize disputate între cei doi luptători. Totuși, cred că are un avantaj Vasile Amăriței, mai hotărât, mult mai bun în atac față de adversarul său, cu lovituri mai clare. Care va fi desfășurarea reprizei a treia. Pare mai proaspăt Amăriței față de adversarul său. Este un luptător tânăr, Vasile Amăriței, un luptător de obicei foarte bine pregătit fizic. Începe ultima repriză. Câteva low kick-uri ale italianului. Acum în gardă normală, italianul în repriza a doua, majoritatea timpului a stat în gardă inversă. High kick bun al lui Amăriței după un croșeu de stânga. Deva lovituri la corp, croșeu la stânga, de stânga la cap. Încă o dreaptă bună al lui Amăriței, vine și genunchiul la corpul adversarului. Pune presiunea Amăriței pe adversarul său, încasat și un croșeu de dreapta. Încă un genunchi bun pentru Vasile Amăriței. Schimburi de lovituri între cei doi. Genunchi bun din nou pentru Amăriței. Încearcă din săritură acum Amăriței și o directă cu brațul din față, o directă cu brațul din spate pentru Amăriței. Bună dreapta trimisă de Amăriței, încă o lovitură cu brațul drept, croșeu bună, încă o dată croșeu puternice loviturile lui Amăriței. Rezistă adversarul său, duce pe picioare aceste lovituri, stânga la corp. Stânga la corp și low kick pentru Umberto Lucci, dreapta la cap, stânga la cap, din nou pentru Amăriței, uppercut și croșeu de stânga pentru Umberto Lucci, după ce a fost un genunchi al lui Amăriței. Încă o dată genunchi, lovește bine de aproape cu genunchiul din față Vasile Amăriței. Low kick pentru Umberto Lucci. Stânga și low kick din nou pentru Umberto Lucci. Genunchi la corp Vasile Amăriței. Uppercut de dreapta bun. Dreapta peste umăr ratată de Amăriței. Mai puțin de un minut din această ultimă repriză între Umberto Lucci și Vasile Amăriței. Stânga bună pentru italian în aceste momente. Dreapta la corp. Clinci între cei doi și încă o dreaptă bună pentru Umberto Lucci. Amăriței stânga la cap, croșeu frumos, după care low kick. Încearcă același procedeu și italianul. Numai clare loviturile lui Vasile Amăriței, cel puțin în această ultimă repriză. Oricum, Vasile Amăriței a dominat și prima și a doua rundă. Un adversar complicat, un adversar greu pentru el, acest italian. Dreapta, uppercut de stânga. Ultimele secunde, Amăriței pune presiune pe adversarul său. Da, este final de meci, Vasile Amăriței împotriva lui Umberto Lucci.
Să vedem care va fi decizia judecătorilor. Italianul a încasat foarte multe lovituri. Cu siguranță Vasile Amariție câștigă acest meci după cele trei reprize. A fost un meci frumos făcut de cei doi luptători. Vasile Amariție i-a dat o ripostă foarte bună împotriva acestui italian, Umberto Lucci. N-a arătat deloc rău Umberto Lucci în acest meci. Învingător la puncte în colțul albastru, Vasile Amariție. Câștigă Vasile Amariție de la Scorpion Stârlău. Un meci câștigat la puncte de Vasile Amariție împotriva italianului Umberto Lucci. Urmează meciul dintre Radu Medeleanu și Daniel Scripcaru, un meci pe reguli de Chion la categoria 80 de kilograme, după care main eventul galei, acolo unde Florin Lupu de la Respect Gym Bacău va da piept într-un meci la categoria Open cu Iusuf Gungureni. Aplauze pentru sportivi.